Să ajungem din nou la peste 1500, așa cum eram înaintea crizei, sau mai bine zis. De cât sunteți acum? Vreo 1100. Deci cred că vreo 400 de oameni își vor putea găsi loc de muncă la dumneavoastră, din tot județul. Categoric. Și categoric. Condițiile? Și condițiile, de-aia ăsta e unul din motivele pentru care organizăm evenimentul ăsta. Oamenii să vină acolo, să vadă ce condiții sunt, să vadă ce perspective sunt pentru firma asta care exportă. Mă refer la calificări, domnule director, de strategie. Deci adică vrea cineva să se prezinte și dacă dumneavoastră îi spuneți, da, domnule, am 45 de ani, am rămas fără loc de muncă, dar vreau să mă reprofilez, să lucrez la dumneavoastră. Poate la Bistrița, prin centru de calificare și recalificare, din cadrul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă, să se recalifice într-o meserie cerută de dumneavoastră? Adică se adaptează piața noastră după cerință? Sigur că da, este posibil, dar prima noastră opțiune este pentru, în primul rând, pentru inginerii și cei cu studii superioare, asta căutăm în primul rând. Ce facultăți ar trebui să fie? Deci tehnici, în general. Tehnici. Ingineri. CNC, proiectare, asistate de calculator, mecanici, oameni care știu să mânuiască utilaje moderne, pentru că fabrica a cumpărat o groază, a investit o groază de bani în utilaje noi. Foarte interesant, că se spunea că inginerii nu mai au locuri de muncă. Iată că acum sau că au început inginerii să nu mai fie căutați. E un semn bun când, iată, din nou au căutare inginerii. M-ați provocat. Acum, nu știu, nu vreau să vă țin mult. Unu. În țările din vest, criza a afectat mai ales zona inginerească, prin aceea că gros marginul, adică banii care vin din exploatare, de-abia acoperă rambursările de credit, dobânzile la credit, administrația și ingineria pe undeva acum am fost dat afară. Acum, asta este o oportunitate pentru țările noastre de low cost. România, de exemplu, care nu are costuri foarte mari cu ingineria și putem să învingem competitorii din țările astea. Pe care avem ingineri capabili. Pentru că avem ingineri. Asta e unul din punctele noastre forte. Toată lumea se miră când vine la RAAL, cum de suportă un număr atât de mare de ingineri și tot pe linia asta o să mergem în continuare. Adică, din punctul ăsta de vedere, un inginer bun e oricând binevenit și nu numai. Și tehnicienii, și personalul muncitor, specialiștii care știu să utilizeze mașinile moderne, vor fi oricând bineveniți la RAAL. Sigur că nu ne-am propus, în primul rând, obiectivul firmei este să obțină profit, să dezvolte, să devină stabil în piață, să câștige cât mai mulți clienți, avem lucruri cu care ne mândrim în sensul ăsta și nu este un scop acela de a angaja. Noi angajăm pentru că avem nevoie și nu pentru că vrem să angajăm personal. Or, în situația în care productivitatea trebuie să fie low cost, înseamnă costuri scăzute cu manopera, dar productivitatea trebuie să fie comparabilă cu cea din vest ca să învingi competiția. Am două vorbe, pentru că a venit vorba de competiție, de performanță. Tractorul anului de la Klas, deci lucru de brand al firmei Klas, adică Klas din Germania, care face Mercedes Klas, sau la ce Klas vă referiți? Klasul este o firmă care produce utilaje agricol. Firma Klas, a doua în lume după John Deere. Deci firma asta Klas a câștigat un premiu anul ăsta la Hanover Messe, tractorul anului, și tractorul ăsta are răcirea noastră. Deci nu radiator de Bistrița. Radiator, tot sistemul. De răcire, că nu doar radiatorul înseamnă răcire. Are tot sistemul, ulei, aer, da. Pe urmă John Deere-ul are iarăși cea mai puternică combina, tot utilată cu sistem de răcire de la RAAL. Pe urmă ACCO are Challenger-ul cel mai
puternic tractor, care e campionul mondial în ceea ce privește aratul, 600 de hectare în 24 de ore. American. Are tot sistemul nostru de răcire, deci produse de brand are unor firme cu cifre de afaceri de miliarde. Asta înseamnă că nu am intrat să înlocuim pe cineva, ci am intrat pe produse noi, ceea ce este mai mult decât să înlocuiești pe cineva. Și astea sunt așteptările noastre. Să revenim la ce facem sâmbătă, ce facem vineri. Exact. Deci, practic, vineri, ziua porților deschise la Prundul Bârgăului, va însemna? Va însemna vizita în firmă și asta însoțit de specialiști care vor explica și procesul tehnologic și specificul firmei și nu numai atât ce dezvoltări urmează să facem acolo, cât continuăm să investim. Pe urmă vor fi discuții cu autoritățile, cu toți cei invitați, dar și prezentări către publicul larg, publicul din, pe care îl așteptăm din Prundul Bârgăului, discuții asupra stadiului actual în care se găsește firma și nu numai, și asupra perspectivelor firmei în următorii ani. Oricum, doamnelor și domnilor, mai multe veți afla în emisiunea specială ce va fi difuzată luni de la ora 21, așadar până atunci urmăriți ASTV. Și vineri nu uitați, la Prundul Bârgăului, ziua porților deschise la radiatoare din Aluminiu Bistrița. Bârgăoanii l-au sărbătorit pe 4 aprilie pe cel mai în vârstă capitan, Simion Popandrona, împlinit duminică 100 de ani. Toată valea îl cunoaște sub numele de capitan. Urmăriți în minutele care urmează cum au trecut cei 100 de ani pentru Simion Popandron și care au fost cele mai mari realizări ale sale. Un lucru este clar, deși are 100 de ani, capitanul, cum îl cunosc bârgăoanii, este încă în putere. Familia, rudele și cunoscuții i-au sărbătorit ziua de naștere la un restaurant. S-a simțit bine alături de cei dragi și chiar s-a mirat câtă lume și-a adus aminte de ziua lui. Mintea este încă tânără și, deși nu mai poate vorbi chiar atât de clar, ca în vremurile bune, nu a uitat nimic, niciun amănunt din viața sa. Printre paharele de șampanie și tortul pregătit pentru el, Simion Popandron și-a adunat puțin gândurile și ne-a povestit viața lui. Se laudă că a fost un fecior de seamă și că fetele se uitau la el ca la miere. A ținut să ne spună că până și nepoata lui Eminescu a dorit să-l ia de soț, dar nu s-a lăsat impresionat. Avea alte planuri. M-am născut la 4 aprilie 1910 în comuna Bistrița Bârgăului, dintr-o familie de români. Nu e nici o străin, niciodată la noi. Am făcut școală primară în comuna Bistrița Bârgăului, am făcut formă și la Prundul Bârgăului, urmă la liceu cu Zbuc din Eseu, urmă am trecut la liceu Alexandru Vesu din Bistrița.